Este muzica horror al lui Hughie Hughie, bă, ieși și el din televizor, bă! Și ce facem? Tragem în ei până mor, toți! Copile, sper că ți-ai pus centura. Haide că trebuie să mergem. Eu nu pun centuri, că eu n-am încredere în ele. Cum adică n-ai credere în centuri? Bă, băiatule, mi-a zis Tony să am grijă de tine, bă. Mi-a zis să am grijă de tine. Te rog frumos, dă-te jos, că am ajuns în sfârșit aici. Te sufocă! Mi-a zis Tony că ești vărul lui cel mai prețios și că trebuie să am grijă de tine, așa că eu am grijă de tine, așa că dacă nu te uiți în ochii mei, îți trag cu pușca asta pe cap și te omor direct, ai înțeles? Dar tu unde te uiți, eh? Ochii mei stai aici, nu acolo unde te uiți tu. La ce te uiți? Bă, tu nu crezi că ești cam mare pentru scutece și să fii un bebeluș, bă? Da, tu nu crezi că ești cam prost să vorbești? Ia zi. Aoleu, ia uite cine vorbea, mă, uite-te la tine, bă. Stai așa că cred că ești maro la funduleț, bă. Te-ai căcat pe tine cumva, a? Nu, m-am căcat pe ochii tăi, de-aia nu vezi ce frumos. Te-ai căcat pe ochii mei, ia bă de aici, mă, cacă-te pe ochii mei! Hai deodată, că ăsta e orașul în care mi-a zis Tony că-ți place cel mai mult. Mergem în hotelul ăsta să ne cazăm odată și mergem să te plimbăm și poate pui și tu ceva pe tine, bă, că nu mai suport să-ți văd sfârcurile alea la vedere. Uite ce mi-ai făcut! Ăsta ai fost tu de dinainte, acum ești tu cel nou, da? Îl lăsăm în pace pe vărul Georgel, tu ești vărul nou, ești vărul Cosminel, ai înțeles? Ce faci, mă? Ce-ai făcut aici? Ia de aici, mă, vărul Cosminel și Georgel, ia de aici, mă, hai să intrăm, hai, ben aici, Ești în regulă? Picioarele de știli, ai! Ia vină, mă, încoace, mă, că te iau cu forța, mă, te iau cu forța și te plimb, te prind de ureche dacă ești nesimțit, vină, încoace, ai umplut tot, toată podeaua asta de sânge, băi, nesimțitule, vină, mă, bă, ce faci, mă, bă, te dau cu capul, te dau cu capul de toate mesele astea, mă, ia de aici, ia de aici! A venit poliția și e maică-ta acolo. Uite-te ce-ai făcut, bă! Mami? Intră repede, intră repede, vino coace, vino coace! Aici e, aoleu! Așa, repede, repede, la... Intră aici, intră aici, intră aici! Dar am loc! Stai așa, stai așa acolo! Ce-i asta? Te ascund eu! Stai, bă, puțin, bă! Bă, Tony mi-a zis să am grijă de tine, bă, te ascund eu, intră în baia aia să nu te prindă maică-ta, a zis orice-i face să nu te prindă maică-ta! Ia de aici, ia de aici! Am închis și ușa! Bun, ne-am cazat, fii atent, închide ușile, închide ușa, du-te și închide ușa. Ce cameră încăpătoare. Bă, nu capi în camera aia de cap mare ce ai, mă. Ia închide ușa, închide ușa. Doamne ferește. Închide ușa, noapte bună, eu aici mă culc, somn ușor, vise plăcute, purcește, sărute. Îți dau cu grenada, îți dau cu grenada, mă, liniștește-te. M-am mușcat un vierme, un șobolan, o mâță. Vărule Cosminel, te rog frumos, fă liniște că în sfârșit anul și să-ți fugim de maică ta, da? Facem puțină așa liniște, mergem aici în camera amândoi împreună, stăm în pătuțul ăsta, da? Nu bă de aici de bă, animal, deschidem, mă, geam, bă, vin bă, eu bă cu tine în pătuț. Ia dă, mă, bă, nu strica, mă, și, bă, nu strica, mă, și îți arunc grenadă, ți-am aruncat grenadă, mă, să... N-ai decât să mor, n-ai decât să mor, ia de aici, mă, că nu te mai suport nici pe tine și nici pe... Deschideți geamurile! Oprește-te că-ți dau cu șorcanul! Mâinile sus! Mâinile sus, vărule Cosminel! Aolei, ce-a omorât copilul! Aolei! Ah, ce bine e aici, patul ăsta! Tată, vreau să schimbă pe-n părsuc că m-a căcat pe mine! În primul rând nu-ți uit taică tu și în al doilea rând te-ai căcat a cincea oară în pe-n părsul ăla. Bă, uite-te cum arată, mă! Pleacă-mă de aici, mă, că nu schimb niciun pe-n părs! Am făcut caca! Desparte-mi bucile și ia-mi pampersul din ele. Bă, nu-ți scot niciun pampers, ce faci aici? Tu te uiți la emisiuni pe televizor, mă, mi-a zis Tony să nu te lasă, te uiți, mă, la nicio... Bă, la ce te uiți aici? De ce mă uiți aici? Bă, tu vezi la ce te uiți? Bă, e emisiunea mea preferată, se numește Mănâncă cu bucătarul. E emisiunea blestemată la care dacă te uiți, mori. Auleu, bă, auleu, uite-te ce-i pe perete, uite-te pe peretele ăsta, uite-te. Familia asta e moartă deja, bă, uite-te, unde m-ai adus? Unde m-ai adus, bă, că nu înțeleg, bă. Băi, acum înțeleg tot ce se întâmplă, bă, înțeleg de ce era abandonat orașul ăsta, înțeleg de ce nu-i niciun... Ce faci, mai leșinat?
fac pe mortul. Bă, nu mai face pe mortul, bă. O să iasă din televizor. Aici, bă, sunt o să iasă din televizor, monștri. O să iasă din televizor, monștri. Aruncă televizorul. Închide ușa, închide ușa, închide ușa, închide. Pleacă de aici, pleacă de aici, că e prea târziu. Nu! Nu, o să iasă! O să iasă! Fugi, fugi, fugi. Ieși, ieși, ieși. Bă, ieși mă deodată de acolo. Gata, gata. Ajutor. Ieși, 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 închide ușa, închide ușa, închide ușa. Scoate telefonul, scoate telefonul, scoate telefonul. De unde să-l scoate? Din Pampers, că-l văd acolo, că ți iese. Aoleu, ăla nu-i telefonul. Ăla nu-i telefonul, ce s-a sculat acolo, nu-i telefonul. Aoleu, nu mă mai uit, nu mă mai uit. Sună la Tony, acum suni. Alo? Bai, sună la Ben. Ai sună la Ben. Bă, l-ai invocat. Uite-te. Uite-te ce-ai făcut. Uite-te ce-ai făcut. Ai și Ben. Ai și Ben din televizor. Taci. Taci. Taci, am zis. Ce faci? Bă, cine te crezi, bă, tu să-mi închizi mie? Bă, e ăsta, că eu cer taxi, am bani de bă. Iute. Păi am bani mulți, mă, am bani de mă enervează, mă, bă, te îngrop în bani. Bă, uite-l, e aici, de-aia țin tot închide, a ieșit din televizor, bă, ai invocat blestemul. Uite-te pe geam! A început apocalipsa televizoarelor, băi, blestemul televizoarelor aici! O să fie cu emisiuni nașpa și cu știri și cu... Bă, e frigiderul! Frigiderul îi devină! Scoate pistolul și pune-i la cap! Zi, pune când scăpăm de asta, sau zbor creierii aici! Zi, zbor! Zi! Ei, am zburat deja! Opriți animalul! Ce se aude? Stai! E prea târziu! E prea târziu! Ce se aude? Ce se aude? E sunetul Benilor, uite! Fiecare televizor, din fiecare televizor iese câte un Ben, bă! Auleu! Bă, nu da, mă, bă! Stai, stai, stai! Fugi, trebuie să fugi! Intru în baie, intru în baie! Bă, stai, bă! Stai, oprește-te, bă, copil turbat! Ce ești, bă? Că știam că nu trebuia să am grijă de tine, bă! Tu și Tony și cu familia aia voastră de derbedei turbați, ce sunteți copii turbați, că-ți tragă cu... Aaaa! Măi, tragi tu, măi... Latră la ei, latră la ei. Așa, așa, latră, latră, latră. Am plecat, te-am lăsat aici, du-te încolo de Cosminel, prost ce ești. Ia de aici, așa meriți, așa meriți, am plecat. Fii atent, ăsta e, e magazinul de arme, uite, vezi, e pistolul ăsta aici. Intrăm, îl amenințăm, îi cerem gloanțe, arme, pistoare, tot ce ne trebuie ca să ne apărăm de Ben. Mă înțelegi? Ai leșinat. Am adormit, scuze. Bă, ridică-te mă la loc, mă, și hai să mergem. Bine, gata. Haide, haide. Vede, sigur că aici e gun store. Bă, este magazinul de arme, intră mă peste ăsta, bă, scoate pistolul și amenință să ne dea pistol. Dă-mi pistol sau te împușc. Bă, tu cumva l-ameninți cu pistolul, bă, avem, dacă avem armă de... Mi-ai zis să fac, mi-ai zis să-l ameninți cu... Bă, ce, bă, cum ăla-i omorât? Mi-ai zis să-l ameninți cu pistolul, vrei să fii următorul, zi. Bă, nu vreau să fiu următorul, bă, uite, a venit altul, mă, uite, zi-l ăsta. Bă, ce faci, mă, omor pe toți? Nimeni nu intră în magazinul meu. E magazinul meu, ai auzit? E al meu, mă duc în spate să iau arme. Înțelegi că avem nevoie de arme? Mă duc în spate, că e magazinul meu, să iau arme. Tu stai aici, mă aștepți, da? Bine. Hai. Ce faci acolo în spate? Mă, ia ceva, tu? Păi ce faci, mă, bă, ăsta-i cinema? E cinema, mă, tu m-ai adus să văd un film, mă, ăsta-i poster de cinema, mă, mă uit la Gildie de Revolver. Bă, dar ăsta-i pistol, bă, cum adică-i cinema? E un film cu un pistol! Este, uite, vezi? Deci, uite, așa e. Hai să-ți explic. Ăsta rău, ăsta bun, ăsta rău îl împușcă pe la bun, ăsta bun se ferește! Ăsta rău scoate RPG-ul! Și apoi, Bă, nu știu cum să-ți spun, dar e maică-ta în fața la magazin, ce facem? Jucăm scaunele muzicale și când termină, merge să vorbim cu ea. Hai! Te-a strigat maică-ta, bă, bă, stai cu... Vino încoace, mă, bă, unde fugi, mă, de mine, mă? Vino, mă, încoace, mă! Mă, vei prinde viu! Bă, vino, mă, încoace, mă, ce scaune muzicale joci tu, bă, vino încoace, că-ți dai un scaun muzical peste fața aia ta de bebeluș turba, ce ești de aici? Ce ești tu? Și ce cauți aici? Și ce zici că e mama, că nu ești mama, că nu mi-ai dat niciodată țâță și mi-ai zis să mă duc la culcare de vreme și după aia mi-ai dat una în genunchi că sunt copil rău și ia uite acum cine îți dă ție în cap, îți dau în cap, ia uite, îți place, îți place în cap, nu? Și mi-a plăcut că m-ai scăpat în cap la naștere, băi, asta! Așa vorbești tu cu maică ta? Pleacă de aici și lasă-mă să mă joc cu prietenii mei și cu el! Cosmine, crezi că nu sunt în regulă? Ceva e în regulă cu tine. Nu sunt în regulă, nu? Pleacă de aici! Aoleu! Ajutor! Nu pot să o controlez! Bă, văd că nu pot să o controlez! Oprește-te! Nu mai vreau. Stai.
Ce? Te auzi? Ce? Este muzica horror al lui Huggy Wuggy, bă, a ieșit și el din televizor, bă! Și ce facem? Tragem în ei până mor toți! Tragem în ei, tragem în ei, tragem în ei! Nu mai avem, nu mai avem cale de scăpare, bă! Intră aici, intră aici, închide ușa, închide ușa! Ține ușa, ține ușa că vine! Cum s-o țin, cum s-o țin? O țin? Ce să țin? Mă duc lângă ea? Vine, vine! Intră peste noi, trage, trage, trage în față, trage în față, nu, bă, bă! Bun, dragii mei, asta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem în următoarea viitoare, pe peci cu screpeci!